Well, this morning we're going to talk about repentance. În această dimineață vom vorbi despre pocăință. If you were like me growing up, you didn't really like to hear messages and teachings on repentance. Dacă semeni cu mine, când ai fost copil, nu ți-a plăcut să auzi astfel de mesaje despre pocăință. It wasn't that I was against the concept. Nu mă împotriveam ideii de pocăință. It wasn't that I didn't think I needed to repent from sin. Nu, nici nu credeam că nu era cazul că mă vedeam că n-aveam nevoie de a mă pocăi. It was simply very frustrating for me. Pur și simplu mă băga în frustrare ideea aceasta. The more that I determined in and of myself not to continue in that sin, cu cât mă hotăram mai tare în mine însumi să nu continui într-un anumit păcat, it seemed as though that sin kept calling my name ever so loudly. Parcă din ce în ce mai puternic păcatul acela mă striga pe nume. It's the passage that we're going to look at this morning that gave me victory over sin. Pasajul pe care îl vom studia în această dimineață mi-a dat biruința peste păcat. I didn't have victory over sin in and of myself. Nu am avut această biruință prin puterile mele. I received that victory by faith. Am primit acea biruință prin credință. We're going to be looking at a passage of scripture that all of us know very well. Ne vom uita la un pasaj din scriptură pe care cu toții îl cunoaștem bine. What's called in my language the story of the lost son. În limba engleză se cheamă parabola fiului pierdut. Take out your Bibles and look with me to the book of Luke and chapter 15. Deschidem Biblia la Luca, capitolul 15. I'm going to ask Ken to read for you from verse 11 to the end of the chapter. Vom citi împreună de la versetul 11 până la sfârșitul capitolului. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut. Și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca
Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. The first thing that we see is that there was a man who had two sons. În primul rând, vedem că era un om care avea doi fii. The number two in the Bible is to show two differences. În Biblie, cifra 2 arată de obicei două lucruri deosebite. At first look, we're going to see that these two sons appear very different. Vom vedea la prima vedere că acești doi fii sunt foarte diferiți unul de celălalt. One seems to be very faithful and the other one, as we'll see, seems to be rebellious. Unul dintre ei pare a fi foarte credincios, iar celălalt pare rebel. The rebellious one is the younger one. Acesta este cel mai tânăr. And he approaches his father, which may seem to us, with a very improper request. Și vine la tatăl său cu ceea ce ni se pare o cerință nepotrivită. He actually commands his father in the biblical language. De fapt, în limbajul biblic, el poruncește tatălui său. Give to me the portion of my inheritance. Dă-mi porția, dă-mi partea mea de moștenire. You may hear that and think that there's a problem. Poate auzi lucrul acesta și ți se pare că e o problemă. Because that father is not yet dead. Pentru că acest tatăl încă nu a murit. Although it may be very common for many cultures to not give the inheritance until death, deși în multe culturi nu se dă averea înainte de moartea tatălui, this is not the case among the Jewish community. Nu este așa în cultura evreiască. A father would entrust all of his possessions when his youngest son reached the age of manhood. Un tată și-ar încredința toată averea atunci când cel mai tânăr fiu ajunge la vârsta bărbăției. It was a testimony that this man had raised his children. Aceasta era mărturia că acest tată și-a crescut fiii in a way that he could trust them with his money. În așa fel încât să poată avea încredere în ei cu averea lui. Everything that he had worked for up until now. Tot ce a agonisit el până în momentul de față. I'm sure if you have a young son of the age of 20 or 22, sunt sigur dacă ai un fiu tânăr de 20 sau 22 de ani, you want someone to give them a job. Ai vrea ca cineva să le dea o slujbă. But if you're not willing to trust your son with your resources, însă dacă tu nu ai încredere în fiul tău ca să încredințezi averile tale, resursele tale, why should a man, a company, trust your son? De ce ar trebui o firmă să aibă încredere în fiul tău? Up until now, there's nothing out of the ordinary in this request. Până la punctul acesta în povestire, nu este nimic ieșit din comun. And it's for this reason that the father agreed. De aceea, tatăl acesta este de acord. And he gave that younger son the proper portion. Și a dat fiului său mai tânăr partea adecvată. Look now to verse 13. Acum ne uităm la versetul 13. After a few days, this younger son gathered all that he had received and he went out. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat. The question that I want us to answer is, where did he go? Acum întrebarea se ridică, unde a plecat? The Bible says to a distant country. Biblia ne spune într-o țară depărtată. Meaning he left the nation of Israel. Aceasta înseamnă că el a plecat din țara Israel. For a Jewish man to reside in another country, pentru ca un evreu să locuiască în altă țară, who is in Israel, who's in Israel and then he leaves, unul care a locuit în Israel și pe urmă a plecat, is seen as a sin. Lucrul acesta este privit ca un păcat.
It's an action of disobedience. Este o neascultare din partea acestui bărbat. From a biblical standpoint, Israel is called to be run according to the commandments, the will of God. Din punctul biblic de vedere, țara Israel trebuie să fie gestionată după principiile Scripturii, după cuvântul lui Dumnezeu. The fact that he did not want to stay any longer in Israel teaches us something. Faptul că el nu mai dorea să locuiască în această țară ne spune ceva. He did not want to live under the restrictions of the word of God. El nu vroia să accepte constrângerile și limitele puse de cuvântul lui Dumnezeu. In the next several verses, the land, that foreign land, is going to be referenced many times. În următoarele versete va fi vorba de mai multe ori despre acea țară depărtată. It tells us that he there in that foreign land wasted all of his possessions. Ne spune că acolo, în acea țară, a cheltuit totul, a risipit averea. He did so, according to the text, in a manner of life which is against the laws of God. Și cum ne spune textul, el a făcut lucrul acesta într-o manieră, într-un fel de trai care este împotriva legii lui Dumnezeu. Look now at verse 14. Acum ne uităm la versetul 14. It was only after he had wasted everything, numai după ce a cheltuit totul, that there happened a great famine in the land. A venit o foamete mare în acea țară. I want you to see a very important biblical principle. Aș vrea să vedeți un principiu biblic foarte important. When you live in sin, când trăiești în păcat, you will always be unprepared for the future. Vei fi nepregătit pentru viitor. You will have some of the worst timing in your life. Timingul va fi întotdeauna împotriva ta. You may say, why is God against me? O să te întrebi, de ce stă împotriva mea Dumnezeu? Why would he let this happen at this time? De ce s-a întâmplat lucrul acesta chiar acum? But that sin leading your life. Însă păcatul care te conduce. So he acted the best he could in spite of his circumstances. Deci el a făcut ce a putut în circumstanțele date. We read at the end of verse 14 that he became in great need. Vedem la sfârșitul versetului 14 că a dus lipsă. Want you to look at another verse of scripture? Aș vrea să ne uităm la alt verset din scriptură. Psalm 37 and verse 25. Psalmul 37, versetul 25. There we have a very important promise from God. Aici avem o promisiune importantă din partea lui Dumnezeu. David is referring to us what God promises a righteous man. David ne arată ce promisiune are Dumnezeu pentru un om neprihănit. Don't make the mistake in the Bible that a righteous man is a perfect man. Să nu faceți greșeala aceasta de a crede că în Biblie un om neprihănit este un om fără cusur. In Judaism, a righteous man is one who applies God's word to his life. În iudaism, un om neprihănit este un om care aplică cuvântul lui Dumnezeu vieții sale. If he should sin, he responds according to what text the Bible text says in regard to sin. Dacă păcătuiește, el răspunde în concordanță cu ce ne învață Scriptura și se mărturisește. David says, I have been young and now I am old. Psalmul 37 cu 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit. But I have never seen the righteous forsaken. Dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Or his offspring begging for bread. Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. One who walks in obedience with the word of God. Unul care umblă în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Is going to find God's provision. Va găsi mereu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. God is going to meet your needs. Dumnezeu va purta de grijă nevoilor tale. He, as Paul says, is going to cause you to be content. Cum spune Pavel, el te va învăța să fii mulțumit. In the midst of want. Chiar și în mijlocul lipsei. He is going to provide supernaturally. El va purta de grijă uneori supranatural. That peace which other people cannot understand. Și va da acea pace care întrece priceperea oamenilor. This man experienced none of those promises. Acest fiu tânăr nu a trăit aceste promisiuni.
Now verse 15. Acum versetul 15. You'd have thought that now in this foreign land, poate v-ați gândit că în această țară depărtată, when he was experiencing the curse and not the blessing, când a gustat blestemul și nu binecuvântarea, that he would have quickly returned home, că el repede s-ar întoarce acasă. He would have been reunited with the people of God, că ar vrea să se reunească cu poporul lui Dumnezeu. But in verse 15 he goes and he attaches himself to one of the residents. Însă în versetul 15 că vedem că el face altfel, se duce și se lipește de unul din locuitorii țării aceleia. Of that land. And the purpose here of the emphasis on that land, accentul aici pe țara aceea, locuitorii țării aceleia, is that he does not want to live under the obedience of the word of God. Accentul este pe faptul că el tot nu vrea să trăiască în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. He would rather serve a heretic, mai bine ar sluji unui eretic, than a God who loves him perfectly, decât Dumnezeului care îl iubește în mod desăvârșit. He received work. El a primit de lucru. Imagine this, a nice Jewish man. Imaginați-vă un om evreu. And who is he serving? Și el cui slujește? The pigs of the field. Porcilor. And as he was taking care of them, și în timp ce el avea grijă de porci, the scripture says that he longed to be fed with what they were eating. Scriptura spune că el mult ar fi dorit să mănânce ceea ce mâncau porcii. In other words, this pig, which has strong connotations in Judaism, în alte cuvinte, acest porc care pentru evreu înseamnă foarte mult, were receiving greater blessings than this Jewish man. Până și porcii erau mai binecuvântați decât acest evreu neascultător. He wanted something to eat, but no one gave him anything. El vroia să mănânce și nimeni nu i-a dat nimic. This is not what he was used to. Nu era deloc obișnuit cu felul acesta. In Israel, even today, în Israel, până și astăzi, if someone is hungry, there's always someone else willing to give him something to eat. Dacă cuiva este foame, întotdeauna se găsește cineva care să-i dea de mâncare. I don't care what city in Israel, no one has to go hungry. Indiferent în ce oraș ai fi în Israel, nimeni nu este obligat să ducă să rabde de foame. When he was experiencing the outcome of sin in his life, când el gusta rezultatul păcatului în viața lui, this experience caused him to look at his life in a new perspective. Această experiență l-a obligat să-și privească viața într-o nouă perspectivă. Notice that he began to think about home. Observați că el atunci a început să se gândească la casa tatălui său. The differences between how the residents of that land lived, how different it was from how his father lived. A început să se gândească cât de diferit trăiesc cei de pe aici față de cum trăiește tatăl lui. In verse 17, he remembered that all of his father's servants. În versetul 17 vedem că el și-a adus aminte că toți robii tatălui său had bread enough to eat in abundance. Aveau pâine din abundență. Not just enough, but in abundance. Nu doar destul, ci din abundență. So he made a decision in his life. Atunci a luat o decizie. Don't underestimate the importance of making the right decision. Să nu ne socotiți importanța acestui fapt de a lua decizia cea bună. Look at verse 18. Uitați-vă la versetul 18. In the scripture, direction is very important. În scriptură, direcțiile sunt foarte importante. When a person leaves Israel, the scripture always says they're going down. Întotdeauna, când este vorba că cineva pleacă din Israel, scriptura spune că el coboară. But when one travels to Israel, it always says they're going up. Însă când oamenii se îndreaptă înspre Israel, întotdeauna spune că ei urcă. The rabbis teach that there's great significance in this. Rabinii ne învață că este o mare însemnătate în aceste direcții, în aceste moduri de a exprima. When you are following the ways of the world, you will be going down spiritually. Când urmezi căile lumii, cobori. But when you begin to move in obedience to the word of God, God will begin to lift you up.
Însă, când încep să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te va ridica. The point about being lifted up is that you see things differently. Accentul aici este cu a fi înălțat, ridicat de Dumnezeu, este că încep să vezi lucrurile altfel. You will begin to see things from God's perspective. Vei începe să vezi lucrurile după perspectiva lui Dumnezeu. Look at verse 18. Uitați-vă la versetul 18. He says, I will go and return to my father. Spune, mă voi duce la tatăl meu. And I will say to him, I am a sinner. Și voi zice, eu sunt un păcătos. That I have sinned first against heaven. Am păcătuit în primul rând împotriva cerului. And secondly against you. În al doilea rând împotriva ta. We need to see that first and foremost all unrighteous behavior. Trebuie să vedem noi că în primul și în primul rând orice neascultare de Dumnezeu is against God. Se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. He also sees himself in a very different light. El de acum se vede într-o lumină foarte diferită. Verse 19. Versetul 19. He understands his unworthiness. De acum își înțelege nevrednicia. He is no longer worthy to be called a son. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. In the biblical context, în contextul biblic, a son can have several different meanings. Cuvântul fiu poate avea mai multe înțelesuri. In this context, a son is synonymous with an heir. În contextul acesta, cuvântul fiu reprezintă ideea de moștenitor. He realizes that there's no future payment for him. El își dă seama că nu mai există pentru el o răsplată viitoare. He believes that he cannot be restored to his previous condition. El crede că nu mai poate fi restaurat la condiția lui de dinainte. His hope is to only become like one of his father's servants. Singura lui nădejde este poate să devină ca unul din robii tatălui lui. Let me share with you this morning that change will really never happen in your life. Vreau să vă spun în această dimineață că schimbarea, transformarea nu se va produce în viața ta. You will not know that peace and contentment that you're seeking. Nu vei putea cunoaște pacea și mulțumirea pe care o cauți. You will not experience that presence of God in your life. Nu vei experimenta prezența lui Dumnezeu în viața ta. You will not recognize the leadership of the Holy Spirit. Nu vei recunoaște conducerea și vorbirea Duhului Sfânt. Until you come to the position, decât în momentul în care ajungi în poziția aceasta, that you want to be your father's servant. De a vrea să fii robul tatălui tău. In verse 20, în versetul 20, he gets up and he goes to his father. S-a sculat și a plecat la tatăl său. But notice what it says in the middle of that verse 20. Însă, observați ce scrie în mijlocul versetului. When he was still a great distance away. Când era încă departe. The Bible says that his father saw him. Biblia spune că tatăl său l-a văzut. Now, he didn't see him physically with his eyes. Nu l-a văzut în mod fizic cu ochii lui. This idea of seeing has to do with revelation. Această idee de a vedea are a face cu descoperirea. A revelation that comes through prayer. O descoperire care vine prin rugăciune. In other words, this father was praying consistently daily for his son. Cu alte cuvinte, acest tată se ruga în mod consecvent, zilnic, pentru fiul lui. And finally God revealed to this father that his son was on his way home. Și în sfârșit, Dumnezeu îi descoperă că fiul lui se îndreaptă spre casă. When he learned this, notice what it says in the end of verse 20. Observați ce spune la sfârșitul versetului 20, când tatăl a primit această revelație. The father was filled with compassion. Tatăl a fost umplut de milă, cuprins de milă. This idea of compassion is inherently related to grace. Această idee a milei este legată organic de ideea de har. Naturally, it's also connected to forgiveness. În mod firesc, este conectat și cu iertarea. This is where the importance of the text comes to us. Aici vedem ce important este textul.
You will never change and repent properly. Nu vei experimenta transformarea și nu te vei pocăi cum trebuie. Until you are recipient of God's grace. Decât în momentul în care primești harul lui Dumnezeu. This father at the end of verse 21, he gets up and he runs. La sfârșitul versetului 21, vedem pe tatăl că se scoală și aleargă până la fiul lui. It's easy to assume that this father is probably in his 50s or 60s. Foarte probabil tatăl acesta avea vreo 50-60 de ani. I don't know about you, but I don't see men of that age too much running. Nu se întâmplă prea des să văd bărbați la vârsta aceasta să alerge. It is very rare in the scripture that men run. În scriptură vedem foarte rar că ar alerga bărbații. The first place that the scripture says a man runs. Primul loc unde vedem în scriptură că un bărbat a alergat is in the book of Genesis in chapter 18. Este în capitolul 18 din Geneza. When Abraham sees those three angels passing by, când Avram vede pe cei trei îngeri care trec, he runs to extend to them mercy. El aleargă să le arate îndurare. In many places in this scripture, we need to put ourselves. În multe locuri din scriptură trebuie să ne transpunem pe noi înșine. Sometimes we're that rebellious son. Uneori noi suntem acel fiu răzvrătit. Sometimes we're called to be that father. Uneori suntem chemați să fim acel tată. Who forgave that son? Care și-a iertat fiul. Who extended him grace? Care i-a arătat har. Without receiving anything in return. Nici fără chiar să primească nimic în apoi. It says at the end of verse 20 that he fell upon his neck. La sfârșitul versetului 20 vedem că el a căzut pe grumazul lui. This is another Hebrew idiom that refers to love, a manifestation of love. Este o expresie evreiască care reprezintă manifestarea dragostei. If you were like me growing up, în experiența mea, când creșteam ca și copil, and you heard your rabbi or your pastor, și poate semeni cu mine, îți auzeai rabinul sau pastorul la vârsta aceea de copil? So frequently talking about the need for repentance. Vorbind așa de des despre nevoia de pocăință. Always with the emphasis that I needed to repent. Și cu totdeauna cu accentul pus așa, tu trebuie să te pocăiești. But I never heard about this love of the Father. Totuși, n-am auzit în toată vremea aceea a copilăriei, n-am priceput această dragoste a tatălui. We're going to see that this son was forever transformed. Vom vedea că acest fiu a fost transformat pentru totdeauna. God just didn't return him to his previous position. Dumnezeu nu numai că l-a readus la starea lui de dinainte, but at the outcome of the love of his father, he was placed in a higher spiritual condition. Ci ca rezultat al dragostei tatălui său, a atins un stadiu mai înalt pe plan spiritual. As this son began to go through his speech about how I have sinned against heaven and you, și fiul când a început să-și spună ce a pregătit despre felul în care a păcătuit împotriva cerului și împotriva tatălui, notice the response of his father. Observați răspunsul tatălui. He said to his servants, "Bring quickly the beautiful robe." El a zis robilor să-i aduceți repede haina cea mai bună sau haina frumoasă. Now, this robe, anytime the scripture mentions a garment, această haină, de fapt, de ori de câte ori scriptura vorbește despre o haină, it has great significance. E foarte important. This robe would have been the one that his father would wear. Această haină ar fi fost haina pe care tatăl ar purta-o. On festival days. În zilele de sărbătoare. On days of great significant events. În zilele însemnate cu evenimente mari. It would have been his precious possession. Ar fi fost ca o comoară a tatălui. With that same idea of the garment that Jacob gave to Joseph. Cu aceeași idee a hainei pe care Iacov o dăruiește lui Iosif. You recall how jealous the other brothers were that Joseph received it. Vă aduceți aminte cât de geloși
au fost ceilalți frați că Iosif a primit haina aceea. It was a testimony that the father saw a change in this son. Faptul că tatăl aduce, cheamă să aducă haina aceasta este mărturia că el a văzut o schimbare în fiul. He also gave him one other garment. I-a mai dat o haină. A singlet ring. Era vorba despre inelul acela. With this ring, this son could make any decision for the family wealth. Cu inelul acela, fiul putea lua orice decizie și să dea orice dispoziție cu privire la averea familiei. Sometimes we betray a trust. Câteodată noi ne arătăm nevrednici de încrederea. We transgress integrity. Greșim împotriva integrității. And the person that we ask forgiveness from, și cel de la care cerem iertare, they kind of forgive. Ne iartă oarecum. They put us on a probation. Ne pun sub observație. Which really says, I don't believe that you're any different, but perhaps later I'll change my opinion. Și lucrul acesta înseamnă, de fapt, nu sunt chiar convins că ești schimbat, dar o să mă convinc cu timpul. The father restored him completely. Însă tatăl procedează altfel. L-a restaurat de plin. The last thing we see in verse 22 is the condition of that son. Ultimul lucru pe care îl vedem în versetul 22 este condiția acestui fiu. When he returned from that long away country, când s-a întors din țara depărtată, îndepărtată, he was without shoes. Nu avea nici măcar încălțăminte în picioare. When a man or a woman is so poor that they have no shoes, când un bărbat sau o femeie ajunge atât de sărac încât nici nu are încălțăminte în picioare, they have reached the bottom. Au ajuns la fundul butoiului. The father knew that he had fallen completely. Tatăl știa că el era doborât de tot. And the time was at hand to lift him up. Și el fiind căzut, era vremea de acum să fie ridicat. There's people in your life that you need to be lifting up. Sunt în jurul tău oameni pe care ar trebui să îi ridici. You need to convey to them that you trust them completely. E necesar să le comunici că ai încredere în ei. Forgiveness and trust biblically go together. Iertarea și încrederea în Scriptură merg mână în mână. Look at the end of verse 23. Uitați-vă la versetul 23. He gives the order to bring the fattened calf. El zice să se aducă vițelul cel îngrășat. And they began to be glad. Și au început să se veselească. Don't miss the importance of that last statement. They began to be glad. Să nu ratați importanța acestei afirmații. Au început să se veselească. Look if you would to verse 10. Uitați-vă înapoi la versetul 10. It speaks about the position of heaven when someone repents. Versetul 10 ne vorbește despre ceea ce se întâmplă în cer când cineva se pocăiește. Yeshua is speaking and he says, I say to you. Yeshua vorbește și zice, vă spun, that there is joy before all the angels of God over one sinner who repents. Că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. In other words, that house was very similar in their feelings towards as was heaven. Cu alte cuvinte, în momentul acesta, casa aceea, în familia aceea, era foarte asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în cer. Verse 25. Versetul 25. At that same hour, the older son arrived home. Chiar la ora aceea ajunge acasă și fiul cel mai mare. He grew close to the house and he heard the sound of music and dancing. Pe măsură ce se apropia de casă, a deslușit sunetul muzicii și a jocurilor. Music and dancing, we're talking about a party. Dacă e vorba despre muzică și jocuri, e vorba despre un chef. Chef? Now, I don't know about you, petrecere. But I like parties. O petrecere, o sărbătoare. Nu știu despre voi, mie îmi plac sărbătorile.
I was much better being at a party than I was repenting. Știam în tinerețea mea mult mai bine să mă port la o petrecere decât știam să mă pocăiesc. When I was at the university, they had many parties. Când eram student, erau multe petreceri. When I heard of one taking place, când auzeam că va avea loc o petrecere, I didn't ask why there was a party. Nu întrebam de ce, cu ce ocazie. I simply hurried to it. Pur și simplu mă îndreptam cu toată viteza într-acolo. But this was not the case with the older brother. Însă fiul cel mai mare nu face așa. Verse 26. Versetul 26. He called to one of his servants and he asked to know what was this? That is, what was the reason for the party? A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce se întâmplă aici. Verse 27. Versetul 27. The servant answered him that your brother has come and your father has slaughtered the calf. Robul răspunde, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat. Because he has returned to him healthy and safe. Pentru că a găsit iarăși sănătos și bine pe fratele tău. Look at verse 28. Observați versetul 28. In the biblical text, oftentimes the first word of the verse has the greatest significance. În textul biblic, de multe ori primul cuvânt dintr-un verset are însemnătatea cea mai mare. In the biblical text it simply says anger. În textul biblic spune pur și simplu mânie. This older brother was angry. Fiul cel mai mare era mânios. Notice the difference between his perspective and that of heaven. Observați diferența dintre perspectiva fratelui mai mare și perspectiva cerului. Heaven rejoices. Cerul se bucura. The angels of God throw a party. Îngerii lui Dumnezeu petreceau de bucurie. For even one sinner out of 6 billion people on this planet. Și așa fac pentru un singur păcătos, chiar din 6 miliarde de păcătoși cât sunt pe planeta aceasta. One sinner repents, let's party. Un singur om, un singur păcătos se pocăiește, ei se bucură. But this older brother was angry and he would not go in. Însă fratele mai mare era mânios și a refuzat să intre în casă. He didn't want any part of that joy. Nu vroia să ia parte la acea bucurie. Now, remember where we began a few minutes ago. Amintiți-vă punctul de pornire pe care l-am avut în această dimineață. The first thing that the passage tells us is that there was two sons. Primul lucru pe care ne-l spune pasajul este că erau doi fii. I told you that the number two was for the purpose to show a difference. Și vă spuneam că cifra 2 în Scriptură are scopul de a arăta o deosebire. In one sense, there was no difference between the younger and the older brother. Într-un sens, nu erau diferiți cei doi frați. They both needed to repent. Amândoi trebuia să se pocăiască. But what we're going to see is that there was one very important difference. Însă, trebuie să observăm că este totuși o diferență mare între ei. The younger brother wasn't very good hiding his sin. Fiul cel mai mic, mai tânăr, nu era prea abil în a-și ascunde păcatul. Therefore, in order to continue in sin, he left. De aceea, ca să-și trăiască viața în păcat, a plecat. But the older brother, he was very, very competent in hiding his sin. Însă, fratele mai mare era foarte abil în a-și ascunde păcatul. People would look at him and think everything's okay. Oamenii priveau spre el și ziceau, uai, ce băiat, cum se cade. In this congregation this morning, there's both type of individuals. Aici, printre noi, în această dimineață, sunt amândouă aceste tipuri de oameni. Those that struggle publicly with rebellion with God. Aceia care au o problemă de răzvrătire și se și vede. And others who struggle with that same rebellion but covered up so no one knows. Și ceilalți care și ei se luptă cu aceeași răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, dar și-o ascund, și-o acoperă ca să nu vadă cei din jur. This older brother refused to go in. Fratele acesta mai mare a refuzat să intre în casă. But notice how the father responded to him. Însă observați cum tatăl
răspunde în dreptul lui. In the same way that he had to the younger brother. În același fel în care a răspuns fiului mai mic. He didn't wait for the younger son to come all the way home. Nu s-a așteptat să ajungă fiul cel mai mic la poartă. He ran out to meet him. Și a alergat să-l întâmpine. And also in verse 28, he goes out the father to speak with his older son. Și în versetul 28 vedem că el a ieșit din casă ca să vorbească și cu fiul mai mare. Before he could even speak, înainte să poată rosti un cuvânt, the older son begins to complain. Fiul cel mai mare începe să se plângă. Understand, if you have a complaining spirit, vă rog să înțelegeți, dacă ai un duh nemulțumit care se plânge, it is a sign of a spiritual problem. Este semnul unei probleme spirituale. The son said to his father, "Behold, these many years I have served you, and never have I transgressed your command." Fiul cel mai mare a spus tatălui său, "Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca." Is there any son that can go many years without transgressing his father's desire? Acum spuneți-mi și mie, există vreun fiu care poate trăi așa de mulți ani fără să calce dorința și porunca tatălui său? Is there any one of us here this morning that can go many years without transgressing a commandment of the Bible? Este vreunul dintre noi aici în această dimineață care poate trăi ani de zile fără să greșească împotriva învățăturii Scripturii? And he says, "Never have you given me a fattened calf that I may make merry with my friends." Și niciodată, spune fiul, nu mi-ai dat nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. See, he served to get something in return. Vedeți, de fapt, el slujea tatălui său ca să primească ceva. That's not obedience to the word of God. Aceasta nu este ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. We obey God not to get. Pentru că noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu nu pentru a căpăta, but we obey God because we're committed to his truth. Ci trebuie să-i ascultăm, să ascultăm de el pentru că suntem dăruiți adevărului său. Notice something else about this older son. Observați încă altceva despre acest fiu mai mare. He didn't want to make merry with his family. Nu voia să ia parte la acea veselire cu familia lui. Before his father. Înaintea tatălui său. But he wanted to do it apart from them with his friends. Însă vroia să se veselească nu în prezența familiei, cu prietenii lui. And I don't think that party would be in light of his father's will. Și nu cred că o astfel de petrecere departe de tată și de familie ar fi fost pe placul tatălui său. Verse 30 is another instance of complaining. Iată, în versetul 30 încă o dată se plânge fiul cel mai mare. He complains to his father that he gave to his son, that is his father's son, this younger son, a party when what he had done wastes all the resources. El se plânge și își critică tatăl pentru că el i-a dat vițelul cel îngreșat când de fapt acel fiu mai tânăr și-a risipit averea. He was concerned about the material loss. A risipit averea tatălui său. El avea mai mare grijă de pierderea aceea materială. Not on the spiritual gain of his brother. Decât de câștigul spiritual al fratelui său. Now I want to conclude with an example. Aș vrea să închei cu un exemplu. I want to share with you how important joy is. Aș vrea să vă împărtășesc realitatea aceasta, cât de importantă este bucuria. We all know in the scripture that it says the joy of the Lord is our strength. Știm că spune în scriptură că bucuria Domnului va fi tăria noastră. Why would that verse be in the book of Nehemiah? De ce se află un astfel de verset în cartea Neemia? If you look at the context, there were things that the people in Nehemiah's days had to overcome. Dacă privești și înțelegi contextul versetului, vezi că în zilele lui Neemia erau lucruri pe care poporul trebuia să le depășească. This joy is not just so that we're happy people.
când este vorba despre această bucurie, nu înseamnă doar că suntem oameni cu zâmbetul pe buze. But this is a spiritual type of joy that empowers us to obey. Ci este o bucurie spirituală, duhovnicească, care ne dă puterea să ascultăm de Dumnezeu. In other words, it's the joy that gives us the strength to turn from sin. Cu alte cuvinte, este bucuria care ne dă tăria să ne întoarcem de la păcat. It is a strength that you'll never find in and of yourself. Este o tărie pe care nu o vei găsi niciodată prin puterile tale. Simply because you want to turn from sin. Doar pentru că vrei tu să te întorci de la păcat. A few months ago, I flew to New York. În urmă cu câteva luni, am zburat până la New York. I arrived at 5:30 in the morning. Am ajuns la 5:30 dimineața. I was at the location to receive my bag at 6. Eram acolo unde puteam să-mi preiau bagajele la ora 6. I would be speaking that night at 8 p.m. Trebuia să vorbesc în seara aceea la ora 20. 14 hours I had nothing to do. 14 ore nu aveam nimic de făcut. I had planned to go to the hotel. Planul meu era să mă duc la hotel. My room's never ready. Niciodată camera mea nu e pregătită. Sit in the lobby and go over some things. Voiam să stau acolo în intrarea hotelului și să parcurg niște lucruri pregătite. At 6:15, the first bag came out. La ora 6:15, primul bagaj a ieșit. It wasn't my bag. Nu era bagajul meu. In fact, at 6:45, my bag had still not come out. De fapt, la 6:45, nici atunci nu mi-a ieșit bagajul. At 7:45, I began to complain. La 7:45, am început să mă plâng. There was only a few of us from that flight that had not gotten their bag. Numai câțiva pasageri din avionul acela nu și-au primit bagajele. So I went to the desk to inquire. De aceea m-am dus la birou să întreb despre ele. This lady who showed very little interest in my situation. O doamnă de acolo care nu părea prea interesată de situația mea. Looked briefly at her computer and said, "My bag was on the way." S-a uitat la ecranul computerului ei și mi-a spus, "E în drum." At 8:30, everyone else was gone. La 8:30, toți ceilalți erau plecați. Still no bag. Tot eu eram fără bagaj. I went back to this lady. M-am întors la acea doamnă. Perhaps I wasn't just complaining, I was a little bit more angry. Poate nu mai eram doar în starea de a mă plânge, poate eram un pic supărat. This time she looked at the computer a little bit more thoroughly. De data aceasta a privit cu mai multă atenție la computerul ei. And she finally saw there was a problem with my bag. Și a văzut în sfârșit că de fapt era o problemă cu bagajul meu. It was taken to the wrong location. A fost dus în altă parte. But it was on the way back. Dar era în drum înapoi. In a few minutes, I would have it. Și în câteva minute urma să-l primesc. Now, in one sense, that's good news. Într-un sens, asta era o veste bună. But I was mad at this woman. Însă eram supărat pe doamna aceasta. Why didn't you tell me this earlier? You would have known if you really looked at the computer. De ce nu mi-ai spus mai devreme? Dacă ai fi fost atentă atunci, ai fi aflat și atunci. I was furious about that, but in reality, nothing would have changed the situation. Eram mânios în mine, dar în realitate nimic nu putea schimba situația. I said something to her that probably I shouldn't have. Am spus ceva ce probabil n-ar fi trebuit să spun. I went back to wait for my bag. Și m-am întors la loc să aștept bagajul. Soon thereafter, a woman came up to me. Nu cu mult timp după aceea s-a apropiat o doamnă de mine. Perhaps in her late 60s or early 70s. Avea poate 60-70 de ani. She worked at the airport. Lucra acolo la aeroport. She saw this kippa on my head. A văzut kippa. She says, "You know the Old Testament." Și mi-a spus, "Tu cunoști Vechiul Testament." Said, "What do you want?" Și am întrebat-o, "Ce vrei?" She asked me a question about the Bible. Și m-a întrebat ceva din Biblie. This question was so important to her. Această întrebare era așa de importantă pentru ea. She shared with me for 3 years she'd been searching for this answer. Și mi-a spus că timp de 3 ani ea aștepta răspunsul la această întrebare. It wasn't a difficult question. Nu era o întrebare dificilă. But for her, it had eluded her.
Dar i-a scăpat răspunsul acesta de multă vreme. In my handbag I had a Bible and we studied together for about 15-20 minutes. În bagajul meu de mână aveam o Biblie și am studiat împreună o sfert de oră, 20 de minute. When she learned the answer, she had an unbelievable joy come over her. Și când a descoperit răspunsul întrebării ei, a fost cuprinsă de o bucurie foarte mare. She took my hands and squeezed them in hers, said thank you. Mi-a strâns mâinile mele în mâinile ei și mi-a mulțumit și a plecat. As I turned back, what do you think fell at that time? Și când m-am întors spre locul unde vin bagajele, ce credeți că a căzut atunci? My bag. Bagajul meu. Now, I wasn't happy yet. Încă nu eram bucuros. I had the feeling of finally. Am avut senzația aceea, am vrut să spun în mine, în sfârșit. But here's the point I want to share with you. Dar ce vreau să înțelegeți? Before leaving Israel to go to New York, înainte de a pleca din Israel ca să merg la New York, I said, God, use me however you want. Am spus, Doamne, folosește-te de mine așa cum vrei tu. Take my life, do what you want. Ia-m viața și fă cu ea tot ce dorești. God moved that day. Și Dumnezeu în ziua aceea a acționat. Who do you think caused my bag to be delayed? Cine a făcut ca bagajul meu să nu apară la timp? Who do you think caused that woman to see this kippa? Cine a făcut ca acea femeie să vadă kippa? And I had the privilege of sharing truth with this woman. Și am avut privilegiul de a împarte adevărul acestei femei. It was only after walking a few moments that I realized how wrong I had been. Numai după ce am făcut câțiva pași, am început să-mi dau seama cât de greșit am fost. And when I used that God had used me for that purpose. Și am văzut că Dumnezeu m-a folosit pentru scopul acela. A true joy came into my heart. Când am înțeles lucrul acesta, o bucurie reală mi-a cuprins inima. Let me close with this. Aș vrea să închei cu lucrul acesta. In one sense, that's such a trivial thing to answer a question. Într-un sens, era un lucru neînsemnat să răspund la o întrebare. But all day I was overjoyed with the fact that God had heard and he had answered. Dar toată ziua am fost plin de bucurie că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și a răspuns. I cannot explain to you that joy. Nu pot să vă explic această bucurie. But it was profound. Dar a fost o bucurie profundă. And when you experience the true grace of God, când tu ai parte de harul adevărat al lui Dumnezeu, not based on anything that you have done, nu pe baza vreunui lucru pe care l-ai făcut tu, but when you become a recipient of the forgiveness of God, ci atunci când tu primești iertarea lui Dumnezeu, the love of God, iubirea lui Dumnezeu, God will restore you, Dumnezeu te va restaura to a higher position spiritually. Dar te va ridica mai sus de unde ai căzut. In other words, it's through the grace of God that we spiritually mature. Cu alte cuvinte, prin harul lui Dumnezeu noi ne maturizăm spiritual. I'd like to leave you with a verse. Și vreau să vă las un verset. Titus chapter 2, Tit 2, speaks of the grace of God which has appeared. Vorbește despre harul lui Dumnezeu care s-a arătat. Says it has appeared to all men. S-a arătat tuturor oamenilor. Meaning it's available to you and to me. Și asta înseamnă că e disponibil și pentru tine și pentru mine. It says at the first part of that verse that it brings salvation. În prima parte a versetului spune că acest har aduce mântuirea. And that's usually where we stop reading. De obicei noi aici ne oprim din citit. But it's the next verse, Titus chapter 2, 10 and 11. Dar următoarele versete, Tit 2 cu 10 și 11. Where it speaks about the grace of God. Vorbește despre harul lui Dumnezeu. That teaches us. Care ne învață. To deny ungodliness. Să rupem cu păgânătatea. And to live righteously. Și să trăim în neprihănire. In English the word is soberly. În engleză cuvântul este treaz. The biblical word means with God's perspective. Cuvântul în original înseamnă să trăiești nu doar treaz, ci cu perspectiva lui Dumnezeu. And when you have God's perspective, și când ai perspectiva lui Dumnezeu, your life will be radically transformed. Viața ta va fi transformată din temelii.
You'll see things for how they truly are. Vei vedea lucrurile așa cum sunt în realitate. And when you see God moving in your life, și când îl vei vedea pe Dumnezeu că El face ceva în viața ta, you'll experience that joy which will be your strength. Vei gusta bucuria aceea care va deveni tăria ta. Father God, we exalt your name. Tată, Dumnezeu, îți înălțăm numele. We thank you for your love, your compassion, your mercy. Îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru mila ta față de noi. And the grace that transforms people. Pentru harul tău care ne transformă. May we be that younger brother. Am vrea, Doamne, să fim ca fiul cel mai mic. Who turns back. Care se întoarce. Who understands our new position. Care pricepe noul statut pe care îl primim. Not worthy to receive. Nu că am fi noi vrednici să-l primim. But forgiven to serve. Ci că suntem iertați ca să slujim. Help us to understand that as you spoke to Moses. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că așa cum ai vorbit cu Moise. And you gave him a great compliment. Și ai făcut un foarte mare o mare laudă. You called him the servant of God. I-ai spus robul lui Dumnezeu. And may we be a congregation of servants. Doamne, vrem și noi să fim așa, să fim o adunare a robilor tăi. In the blessed name of our Lord and Savior. În numele binecuvântat al Mântuitorului nostru. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ. We all say amen. Și spunem cu toții. Amin.